Salut, prieteni pescari, la o nouă emisiune Pescuit fără frontieră. Ne aflăm iar pe Valea Oltului și azi încercăm să facem o partidă mai mult, aș zice, de jercuit, un fel de a căuta locuri noi, de a căuta peștii. Datând faptul că suntem la începutul toamnei, deja peștele a început să migreze și vreau să găsesc unde se cantonează. Am pescuit deja în două locuri, pescuit de circa vreo două ore, m-am oprit aici, am reușit să prind o mrenuță și un scobar. O să insist aici 2-3 ore și urmează și dacă prind și dacă nu prind să schimbă locul. Opa! Uite, am o mrenuță, cum simt că se agită prea tare. Scobarul se mișcă mult mai încet. Peștii strâng în juvelnic, mai ales unde vedeți de aici iese din groape și dacă îi dau drumul aici la pești, probabil că se duce și îi sperie pe ceilalți, așa că deocamdată am pus și juvelnicul în sus ca să pot să strâng acolo peștii. E o mrenuță undeva la 400 de grame. Am speranțe că o să intre și mai mari. Cârligul o să vă prezint competition, mărimea 8. Folosesc cârlige relativ mai mari, mai ales vreau să evit beldița și să aibă și o greutate anume, că în ultima vreme nu pot să laud calitatea viermilor, prea mare flotabilitate, așa mă compensez cu un cârlig mai greu, mai grosier, ca să poată să ajungă pe substrat. Pentru ziua de azi am adus mai multe nesc cu mine, dar o să folosesc mreană scobar, varianta clasică, cu făină de cașcaval, în care o să pun și făină de parmezan. Am adus peleți de cașcaval de 3,5 mm și, bineînțeles, pietriș pentru a cola vierme. Deci, în funcție de unde o să pescuiesc în respectivul loc, o să aleg tehnica de nădire. Unde e șuvoi sau mare adâncime, o să nădesc cu nadă compactă, foarte bine strânsă și vierme colat. Unde, cum ieșire din groapa, cum vedeți aici unde am început să pescuiesc, o să nădesc cu peleți cu praștea, o să trag și puțin vierme colat, dar nu strâns foarte tare. Aici, la ieșire din groapa, e foarte bine, foarte important de știut că stă mărunțișul, albitura, și dacă încep să nădesc cu nadă sau ceva gen care face nor, imediat atrag în zona de pescuit și mă deranjează că de fapt eu am venit să prind mreană și scobar. Deci, unde e apă mică și nu ești voi, o să nădesc cu micropeleți de 3 mm și vierme colat. Unde e adâncime sau șuvoi tare, o să nădesc cu nadă, mreană, scobar, combinat cu parmezan și vierme colat. Da, haideți să vă arăt cum colez eu viermii. La un litru de vierme o să folosesc 4 file de pietriș, ca să am pe la dispoziție toată ziua. Trebuie să folosesc două cutii de aproximativ o cutie jumate de lipici, dar o să colez foarte superficial, că dacă am nevoie să colez mai tare pot să mai
adaugă colant, dacă e prea colantă, deja nu mai pot să folosesc în apă mică și nu se desface din timp. Deci prima dată o să colesc superficia și în funcție de unde pescuiesc o să mai adaug lipici dacă trebuie, dacă nu, atunci o să las așa. Încep cu jumătate de cutie de lipici, o să amestec prima dată în stare uscată foarte bine. Apă, aici e punctul cheie, foarte important, foarte puțină apă. Vedeți, numai pe mâini, amestec bine, trebuie neapărat să aveți grijă să amestecați foarte bine și să aveți puțină răbdare. Trebuie să stați cam 10 minute, că totuși viermii se mișcă, se mai transpiră, prea umiditatea la suprafața pietrișului și dacă vedeți că e uscată încă, iese praf, încă o dată puneți mâna, amestecat. Deci rolul pietrișului și lipiciului e să ajungă jos viermele, să nu se desfacă din mers și să aibă efect pe substrat. Incredibil că de multe ori pescuiesc la scobar cu un pinchi și cârlic de 18-20 și acum cât de hotărât a luat 6 vir și cârligul de mărimea 8. Uite ce trăsătură frumoasă! Încă un scobar mic, mic relativ, că în altă parte e scobar mare, aici un scobar de 400 de grame e mic. El a fost protagonistul, uite, abia încape cârligul mare în gură și tot era hotărât să mănânce. Exact unde am aruncat viermii și teoretic ar trebui să fie și acolo micropeleții pe fund, acolo a venit și trăsătură. Scobar frumos! Clar că e mreană. Să vedem, e mare sau prea mult se zbate, deci nu cred că e ceva de talie impresionată. Na. Nu trebuie să scot cârligul că a ieșit. Nu e mreană mare, dar pentru poza de copertă o să meargă. Peleții trag cu un metru mai în sus, fără frică, că, cum am zis, nu face nor și nu o să ne deranjeze albitura.
Am tras 3 paște. O să-i mai dau viermi colați. Nu strâng foarte tare că nu-i adâncă apa și chiar nu vreau să bubuie apa. Ce trăsătură! Wow. Opa! A venit acum chiar trenul, ăsta e dincolo de... De când am primit ăsta prima tură, aproape de 2 ani, fără nicio problemă, o folosesc și se vede că nu prea am grijă de el, ține în apă. E o mulinetă foarte fiabilă și n-am ce să mai laud. Lanseta River Bolo, varianta de 7 metri, se produce, se fabrică în 3 lungimi, 5, 6 și 7. Personal, mie îmi plac bețele cât mai lungi, dar fiecare cum își crede, dar e o lansetă făcută din nanocarbon, cu rezerve de putere incredibile. E o mrenuță frumoasă. Și acum mai prind un pește și urmează să încerc să nădesc și cu nadă. O torpilă frumoasă din Olt. De asta îmi place să vin pe Valea Oltului, că chiar ăsta nu e exagerat de mare, dar deja e un luptător, e un adversar pe cinste. Deci o să strâng tare ca să fie gen, cu ce să compar, mămăligă, plastilină, și atunci sunt convins că nu o să se desfacă între ape, rămâne jos unde am aruncat și bineînțeles că se desface în timp, dar totuși ar trebui să aibă un efect atractiv și pentru scobar și pentru măreană, dar de obicei vine scobarul mult mai bine pe la. Este un scobar ca lumea. Deci exact acolo stă unde ajung peleții și viermi. Uite ce frumos scobar. Asta adevăratul pupoș. Da. Uai, incredibil. Incredibil, frate. Nu știu dacă are 2 kg, dar aproape de el. Incredibil ce pește. După o lungă pauză, am lăsat puțin montura mai la vale și am reușit să prin ceva, cum se mișcă, eu zic că e scobar, chiar scobar de la care caut. Coada de mincioc de 4 metri, aici e un avantaj mare. Uite cârligul de 8, buza de jos, și haideți să vă arăt de ce se numește pupoș.
e puțin deformat, adică cocoșat. Ia! Încă o mrenuță se duce la vale. Aici ai un avantaj mare la firele subțiri. Frâna micrometrică. Problema mare că se duce și dacă ajunge în șuvoi, greu mai aduc înapoi. Firul principal totuși e gros, aș putea să... a venit sus acolo. Dacă muntele nu merge la Mahomet, Mahomet merge la el. Trebuie să mă duc după el. Cum ați văzut, pescuiesc cam grosier, dar și acum a fost o problemă. S-a dus mreana la vale, mi-a rupt forfacul de 14. Dacă se mai întâmplă așa ceva, o să pun forfac de 16. Da, sunt mrene mari și se mai întâmplă că se duce pește. Iar am treabă cu o mreană, după cum văd. Cum ați văzut, am mai pățit. Mai bine țin puțin să urce, că dacă merge la vale, nu pot să țin. Pur și simplu n-am cum. Credeam că s-a obosit, dar așa se pare că încă nu. Mare, ce torpilă! Uite. Dacă aș folosi mulinete cu frână rapidă acum la ieșirile astea bruște, pur și simplu n-aș putea să reacționez din timp și a rupe firul. Tot încerc să țin în umbra juvelnicului, așa să zic, unde se oprește puțin apa. Oh. Oh. Bucur că m-am înșelat și nu sunt beldițele aici ca să facă viața mai amară. Mai prind un pește după ce vă arăt la camera de filmat și o să mă urc mai sus. O să pescuesc cam 2 ore și acolo. De acolo ori în sus, ori în jos o să mai caut alte locuri. Incredibil cum merge. Da, și curbura boloneze e impecabilă. Cum am zis, mai prind un pește, dar ăsta a fost penultima, că vreau să mai prind. Prima parte, o să mergem în altă locație. Avem mrene, scovar frumos. Nu țin la soare, am venit în umbră, am pus apă peste ei și imediat și eliberez.
jumătate de oră. Dacă în jumătate de oră nu am nicio prezentare, atunci mă mut în celălalt loc acolo. Din păcate, a început să crească apa, mă afectează și vântul a început să bată de sus în jos. Am reușit să scap un singur pește aici, încă nici n-am așezat bine, dar de atunci n-am avut nimica. Urmează să mă duc la vale spre baraj și dacă acolo nu-mi place nivelul apei și bate vântul tare, atunci urmează să urc spre turnul. În fine, sunt puțin dezamăgit de când am văzut cormoranii. Am pierdut practic încrederea în mine, că știam că dacă insist un anumit loc unde văd urme de scobar pe pietre, am șansa să-i prind, dar cum am văzut cârdul de cormoran, s-ar putea să fie locul deja golit. Am reușit să prind peștele de rămas bun, adică încă nu l-am prins, dar dacă reușesc să scot, o să închei și partida pe ziua de azi. Aici se încheie partida noastră pe ziua de azi. Cum ați văzut, de prima parte a partidei a început furtunos cu mult pește, pește mare și frumos, scobar și mreană. După masă am vrut să văd și alte locuri, din păcate era slăbuț, am reușit să prind ceva mrenuțe. Puțin îmi pare rău că am lăsat locul bun acolo, dar totuși trebuie să găsesc și alte locuri pe viitor. Poate că m-a încurcat și uzinarea. De multe ori se taie peștele și se mută în alt loc, e foarte greu de găsit. Dar cel mai rău a fost că a început să bată vântul de sus la vale, ceea ce m-a îngreunat foarte mult pescuitul la boloneză. Ați văzut, partida noastră era foarte simplă pe ziua de azi, micropelete și viermi colați. Nu am dat la finețe, am dat grosier și am reușit să prind și așa pești. Până la următoarea emisiune, vă doresc fir întins, la revedere!